Proteste ale ecologiștilor față de schimbările climatice. La Londra, statuia de ceară a regelui Charles al III-lea, expusă la muzeul Madame Tussauds, a fost lovită cu o tartă de frișcă și ciocolată. Gestul protestatarilor vine după ce regele Charles a anunțat să participe la o conferință de mediu în urma sugestiei guvernului, iar în Germania, doi ecologiști au aruncat piure de cartofi pe un tablou al lui Claude Monet expus la Potsdam. Pictura care reprezintă căpițe de fân este evaluată la peste 100 de milioane de euro și a scăpat neatinsă, fiind protejată de un ecran de sticlă.